Mi-au plăcut, discuțiile, am văzut ce se întâmplă la Baia Mare și prin spitale. Nu plecăm acasă, vreau doar să înțeleagă toți cei care ne privesc că noi nu suntem aici doar să discutăm, ci să vă transmitem și un mesaj, pentru că toți dintre noi avem în sufletul nostru așa și un gram de bunătate și mai ales în preajma sărbătorilor. Trebuie să știți că toți ne dăm interesul pentru dumneavoastră și mi-aș dori, și o să spun cu subiect și predicat, ca și la Cluj, la Patarât, domnul Boc să scoată din sărăcie alea 1500 de suflete care trăiesc cu șobolan și purici în fiecare zi. Ca și la Baia Mare, domnul Chiriche, să scoată din sărăcie alea peste 1000 de suflete din Pirita, acolo unde a îngrădit cu gard mare comunitatea de romi. Ca și la Mimiu, domnul Volosevici, că ne urmăriți, să scoate din sărăcie oamenii aia care se zbat cu viața și copiii aia la care n-a ajuns Moș Crăciun, apropo, că n-a avut pe unde să meargă, că își rupea cizmele prin băltoace și prin gropi, la fel și în Patarât. Bă, oameni buni care sunteți aleși, eu acum vă vorbesc așa, ca un cetățean simplu. Nu uitați niciodată pentru ce ați fost aleși și nu vă uitați menirea. Și când faceți lucruri, domnule Botin, eu le spun așa. Eu te ascult. Am văzut că vă uitați și în spate, vă uitați și în stânga, deci vă uitați și în dreapta, că e mișto. Dar vă rog eu frumos, uitați-vă și sus. Că există cineva acolo care vă vede tot timpul. Chiar dacă voi credeți că nu vă vede. Ca și la Baia Mare. Ați aruncat unul. Uitați-vă în sus, domnul Cap. Au aruncat pisica de la unul la altul. Oamenii ăia săraci de la Baia Mare și-au plătit un an de zile în avans datoriile la salubritate sau ce au avut și oamenii ăștia acum le lasă gunoiul acolo în mijlocul casei. Așa s-a întâmplat și la mine în sat azi. Da? Au trecut oamenii ăia și mi-au lăsat gunoiul așa la mine în poartă că au zis că s-a stricat mașina. Păi stai mă, dacă eu îți plătesc ție taxe și impozite în fiecare zi,